Institutul pentru Politici Publice publică un nou raport din seria rapoartelor de monitorizare a activității parlamentare intitulat Raport Monitorizare Jumătate Mandat după 2 ani de mandat în Parlament. Analiza urmărește perspectiva comportamentului politic al principalelor forțe politice, dar și performanțele individuale ale senatorilor și deputaților. Astfel, IPP-ul a monitorizat prezența la voturile finale în plenul Camerei Deputaților în perioada decembrie 2008-decembrie 2010, iar raportul arată activitatea aleșilor noștri în Parlament. Deputatul Cosmin Popescu este pe locul 5 în top cu o prezență de 97%. Acesta are 17 inițiative legislative și 39 de luări de cuvânt în plen. Deputatul Severus Militaru se află pe locul 17, iar PSD-istul Vasile Popeangă este pe locul 114. Deputatul Mugurel Suru Băceanu este pe locul 293, iar cel mai prost clasat este independentul Dan Ilie Morega, care se regăsește abia pe locul 301. Raportul poate constitui o oglindă pentru toți politicienii care se pregătesc să candideze pentru un nou mandat, invocând o serie de realizări avute în perioada actualei legislaturi, plecând de la premisa că alegătorii nu sunt informați. Deși reporterii Gorj TV au încercat să ia legătura cu deputații Chiulangi, aceștia fie au închis telefonul când au aflat despre ce este vorba, cum este cazul deputatului Mugurel Suru Băceanu, fie au fost de negăsit.